Considerată boala secolului, depresia afectează din ce în ce mai multe persoane. Iată câteva semne care ar trebui să-ți dea de gândit. Pentru tine, orice realizare este o creștere a valorii tale. Aveți în voi temeri și îndoieli de sine pe care încercați să le ascundeți. Te respecti doar atunci când realizezi ceva. Din această cauză, nu te mai bucuri de lucrurile obișnuite. Vrei să faci ceva util pentru a-ți demonstra că meriți ceva. Ești ferm convins că acest comportament te avantajează. Nu vrei să simți compasiune pentru tine. Nu-ți permiți să faci asta. Îți spui că stilul tău de viață este o binecuvântare. La urma urmei, rămâi optimist și recunoscător pentru ceea ce ai deja. Te stresezi din orice, inclusiv din lucruri care în trecut nu te stresau. Au apărut modificări ale poftei de mâncare. Fie mănânci prea mult, fie prea puțin. Poate vi se pare surprinzător că durerea să fie un semn al depresiei, însă durerile puternice abdominale sau de cap, care par să nu mai treacă, pot fi indicii ale unui episod depresiv. Problemele cu memoria. Problemele cu memoria care apar regulat trebuie să-ți pună semne de întrebare. Cu toții ne concentrăm mai greu din când în când, mai ales atunci când avem o problemă de familie sau la serviciu. Însă atunci când problemele cu memoria și cele de concentrare devin acute, s-ar putea ca depresia să fie cauza. Schimbări în tiparul de somn. Insomnia este un alt simptom foarte des întâlnit în depresie. Constați cu surprindere că nu poți dormi noaptea, că ațipești la ore nepotrivite, de exemplu, după amiaza târziu, sau stai în pat și dormi toată ziua. Pierderea interesului pentru activitățile zilnice. Depresia îți schimbă cu totul comportamentul. De exemplu, ți se pare dificil să faci față responsabilităților zilnice, iar acest lucru duce la singurătate și izolare. Participarea la activități sociale care altădată te atrăgeau ar putea deveni, acum, de nesuportat. Ai gânduri suicidare sau de automutilare. În cazuri grave, depresia poate duce la gânduri despre moarte sau sinucidere. Dacă se întâmplă acest lucru, este esențial să vorbești cu un prieten bun sau un membru al familiei și să ceri ajutorul unui psiholog sau un medic psihiatru. Sentiment de eșec. Apare un adevărat sentiment de eșec legat de ceea ce greșise în trecut și pentru unii oameni deprimați care se gândesc la eșecurile din trecut, devine o adevărată fixare, un chin de care este dificil să te distanțezi. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.